Problemele dintre cei doi soți au apărut cu ceva timp în urmă. În primul an a fost cum a fost, dar pe urmă a fost un chin și amar. Da. Vă impunea regulile lui de da, musulman? Da, da. Îmi punea să mă îmbrac, să mă împrobodesc pe aici, să nu mai uechi și gura să vadă și nasul atâta. Ca să scape de el, femeia a venit în România în septembrie anul trecut, iar copilul a rămas în grija tatălui în Grecia. La scurt timp însă, pakistanezul a anunțat-o că a ajuns în România și a trecut copilul ilegal peste graniță. Cei doi au locuit din nou o perioadă împreună, dar din cauza religiei pakistanezului, iar nu s-au mai înțeles. Nu se înțelegeau. La început s-au înțeles. Au mers cu chirie la domnul văduva Nicolae în satul Larga. Au stat o perioadă acolo, după care nu s-au mai înțeles și ea s-a mutat, a plecat singură, fără copil, a plecat la unul din frați. Ioana Cărăgui a mai dat naștere la alți 5 copii, toți însă sunt îngrijiți de alții, fie de stat, fie de rudele taților cu care făcea copii. La ultimul copil însă nu a vrut să renunțe. Așa se face că pakistanezul și-a răpit copilul, iar pentru asta nimic nu i-a stat în cale. Până să deschid telefonul să sun pe fratele meu sau la 112, a venit și m-a prins, dar până să intre să mă prindă, a dat cu toporul în geam și a oprit și curentul. Da. Și practic pentru întuneric? Pentru întuneric. Pentru întuneric mi-a dat, odată mi-a dat bine în cap, a doua oară s-a rupt și coada la topor. Pe urmă a lăsat toporul jos așa, și a pus mâinile în gât. Două ore au stat în inconștiență mama copilului și iubitul ei. Când s-au trezit, nu au mai găsit copilul, iar pakistanezul a avut timp suficient să treacă granița. Se efectuează cercetări față de un cetățean pakistanez sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și lipsire de libertate în mod ilegal. Copilul, în vârstă de 4 ani, a ajuns într-un centru special din Bulgaria, iar tatăl pe mâna poliției bulgare. În acest moment, cele două țări lucrează la actele de extrădare ale acestora. Pakistanezul, în vârstă de 31 de ani, va fi judecat în România pentru lipsire de libertate, lovire și alte violențe, tentativă de omor, încălcarea unui ordin judecătoresc și trecere frauduloasă a frontierei.